Încă de la primele ore ale dimineții, gorjenii au luat cu asalt bisericile pentru a se ruga și pentru a prinde o lumânare. Pentru ce v-ați rugat? Pentru binele casei, pentru binele tuturor membrilor familiei mele, pentru binele tuturor oamenilor. Alții au venit la biserică pentru că au sărbătoriți în familie și s-au rugat pentru ei. Aveți sărbătoriți în familie care poartă numele de nepoțică. Am o nepoțică, da. Din verificările efectuate în registrul de evidență a persoanelor, am constatat faptul că la nivelul județului Gorj sunt 4625 de persoane al căror prenume este Andrei și cu prenumele Andreea 4850. Sfântul Andrei a fost proclamat în 1997 de Biserica Ortodoxă Română ocrotitorul României.